Sărut mâna, distinse domnițe. Am onoarea să vă salut, distinși conaționali. Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Ziua Z, difuzată cu generozitate de postul privat de televiziune 6 TV. De data aceasta, conform obiceiul de a pune lupa pe evenimentul de primă mărime din această zi, din această săptămână, tema abordată este Trump între Merkel și Putin. Avem un invitat de excepție, este vorba de domnul general rezervă, dr. Constantin Degeratu. Bine ați revenit la 6 TV. Am onoarea să vă salut, domnule general. Am onoarea să vă salut, mulțumesc pentru invitație, bună seara. Avem pe ecran acum o imagine tipică pentru ceea ce se va întâmpla în următoarele ore, întâlnirea dintre președintele Donald Trump, care vine la G20 hotărât să-și mențină politica sa de a nu subscrie la acordul privind clima și apărarea acesteia pe planeta albastră, și Angela Merkel, despre care presa germană este la unison că trebuie să aibă un succes la acest G20 dacă vrea să câștige alegerile parlamentare din toamna acestui an. De la această imagine pornim în proiecția unei posibile evoluții a dialogului dintre Donald Trump și Angela Merkel. Care este analiza dumneavoastră, domnule general Degeratu? Am putea vorbi de o analiză strict geografică. Da, președintele Trump este exact între Germania și Rusia, locat acum geografic, este în Polonia. Înțelegând că Putin ar reprezenta Rusia, iar doamna Merkel ar reprezenta Uniunea Europeană. Deci, dintr-o anumită perspectivă, putem face o astfel de analiză. Ce semnificație putem găsi acestei vizite acolo în Polonia, ce consecințe ar putea să aibă această vizită din perspectiva apărării frontierei estice a Alianței și a Uniunii Europene și, desigur, din perspectiva cooperării militare a României în cadrul Alianței Nord-Atlantice cu partenerii principali și aliații principali de pe frontiera estică și, desigur, cu Statele Unite, dar și relațiile cu Germania în acest context și relațiile cu Rusia. Deci am putea să facem o astfel de analize. Cu siguranță este o zi importantă. Cu siguranță cuvântarea pe care a ținut-o președintele Trump în piața centrală din Polonia, într-un loc cu o semnificație deosebită pentru istoria continentului, va fi una memorabilă. După ton și după unele dintre modurile de abordare, aspectul ideologic, aspectul moral al problematicii, aspectul, accentul pe valori, putem să găsim unele asemănări cu memorabila cuvântare a președintelui Ronald Reagan în apropierea zidului Berlinului, înainte ca acesta se cadă, și apelul lui către Rusia de atunci, către Uniunea Sovietică a lui Gorbaciov, cerându-i să pună capăt unui anume tip de politică. Poate că mesajul președintelui Trump va fi auzit la fel la Kremlin. Kremlinul trebuie să pună capăt unui anumit fel de politică și să revină în Europa. Domnule general, Angela Merkel nu obișnuiește să iasă cu soțul în public decât e filmată, fotografiată când pleacă în concediu. Președintele Putin oficial nu mai este căsătorit. Dar președintele Donald Trump a venit cu soția în Polonia, care la meeting, la momentul adresării către poloneză, a avut un rol interesant. Îl puteți comenta? E ceva un pic șocant, într-adevăr, și am căutat să găsesc semnificația acestui gest îndrăzneț. Doamna Trump a făcut, practic, introducerea, să zicem, protocolară a președintelui Statelor Unite, invitat să ia cuvântul în fața polonezilor, repet, într-un loc o semnificație deosebită pentru istoria Poloniei și pentru istoria continentului, dar și pentru atitudinea pe care trebuie să o avem în confruntările cu răul, și președintele Trump s-a conformat. E ceva atipic, cu siguranță e atipic, nu știu, probabil va trezi multe critici în unele medii, probabil că se va căuta semnificația acestui mod de abordare, dar dacă vrem să găsim una dintre semnificații, ar părea să fie aceasta, deși nu sunt adeptul vreunei forme de confruntare sau inventări sau reinventări unei forme de confruntare. Doamna Trump este o reprezentantă a Europei centrale și de est. Adică provine dintr-un stat care se încadrează în această sintagmă geopolitică, Europa centrală și de est. Parcă a vrut să ne spună, sunt aici, acasă, sunt de aici, sunt europeancă,
l-am adus pe președintele Statelor Unite să ne spună că este alături de noi într-un moment de cumpănă pentru istoria Europei și în special pentru istoria Europei Centrale și de Est. Din perspectiva asta, mi s-a părut un gest frumos. Dintr-o perspectivă diplomatică, nu știu cum vor analiza unii. Personal, am fost puțin surprins, dar ceea ce a urmat, cuvântarea aceasta care, repet, conține niște linii de forță care dau speranța că proiectul apărării frontierei estice a Uniunii Europene și a NATO în fața celor trei forme de agresiune, agresiunea rusă, agresiunea teroristă și agresiunea migraționistă, deci puhoi acesta migraționist, poate și trebuie să prindă substanță. Discursul ca atare, care a fost transmis în direct de multe televiziuni din arealul euroatlantic, a fost unul robust, liber, cu mesaje clare și s-a menționat, dacă memoria nu mă înșeală, și agresiunea rusă. S-au menționat multe lucruri. Unele istorice, evenimente istorice și ceea ce m-a surprins plăcut, o bună cunoaștere, sigur, pregătită pentru acest moment, a acelui moment din istoria Poloniei, atunci când rezistența poloneză, disperată, dar hotărâtă până la capăt să-și apere valorile, se ridică împotriva opresiunii. A unei opresiuni atunci naziste acolo. Și în același timp menționarea faptului că dincolo de această insurgență poloneză în zona ghetourilor din Varșovia, ghetourul varșovian, la 40-50 de kilometri este armata sovietică a lui Stalin, care are ca obiectiv eliberarea Varșoviei. Stă, așteaptă întâi ca această lume, deci polonezii, să fie masacrați pentru ca să intre după. Deci arată, într-o anumită măsură, același nivel de abjecție a celor două forme ale răului, nazismul și bolșevismul. Deci, din punctul ăsta de vedere, este un mesaj profund. Atașamentul nostru de valori până la capăt este singura noastră șansă ca să existăm. Adică să știm cine suntem, să știm de unde venim în istorie, să știm de ce suntem așa și să fim gata să trăim și să murim pentru aceste valori. Adică nu să ne mai prefacem că suntem undeva în altă lume, în altă epocă sau în vreun flanc. Suntem în front, asta ne spune președintele Trump, suntem într-un front și trebuie să facem față acestei confruntări ca ostașii de pe front, așa cum au făcut polonezii atunci când, chiar dacă nu părea să aibă nicio speranță, acțiunea lor, au făcut-o. Acum avem speranțe, avem certitudini, trebuie doar să ne asumăm acest lucru, să ne asumăm, să recunoaștem că este o stare de pericol, că este o ciocnire a civilizațiilor. Asta este situația, nu am provocat-o noi, este un rău mare care vizează însăși modul nostru de a fi. În acest context, președintele Trump face apel la depășirea divergențelor din cadrul comunității euroatlantice și de asta, din perspectiva emoțională și a unei analize politice, nu, președintele Trump n-a fost între Putin și Merkel, ci a fost aici cu noi, în fața acestor forme de agresiune, în care agresiunea rusă, deci reprezentarea de președintelui Putin, este una dintre, una periculoasă, una directă, aici lângă noi, dar nu este singura. Și nu trebuie să o ignorăm. Nu trebuie să ne prefacem că nu este. Telespectatorii au putut vedea de câteva secunde imagini difuzate de CNN, nu doar cu comentarii adecvate ale jurnaliștilor de peste ocean, dar și cu un titlu care confirmă opțiunea titlului pentru tema noastră. Americanii, jurnaliștii de peste ocean, se așteaptă la o confruntare între Trump și doamna Merkel pe multiple probleme, mai ales că la G20 doamna Merkel insistă să se discute din nou această protecție necesară a climei planetei noastre. Eu am urmărit, ca mulți dintre români, evoluția relațiilor dintre cele două personalități politice de anul trecut, înainte de alegeri și după alegeri. Vom găsi în ceea ce a spus candidatul Trump în campanie electorală și președintele Trump după ce a fost ales, aprecieri
care la prima vedere sunt contradictorii. Sunt multe aprecieri pozitive pe care le-a avut la adresa doamnei Merkel, uneori o numește cel mai important om de pe planetă, evident, probabil vorbea după dânsul, să zicem. Alteori vorbește de politica sa catastrofală în domeniul migrației. Toate aprecierile însă sunt consistente logic cu discursul lui fundamental. Pentru că el a venit cu un anume discurs, acela că este un pericol, pericolul acesta înseamnă islamismul radical, spre exemplu, acesta se manifestă sub forma migrației ilegale, puhoi această migrație, sub forma terorismului, sub forma subversiunii. Se mai manifestă subversiunea și agresiunea rusă, încălcarea reglementărilor internaționale, atacul la arhitectura de securitate euroatlantică și în acest mod s-a raportat la cancelarul Germaniei, care are un rol extrem de important în Europa, adesea pe umerii Germaniei, căzând întreaga povară a echilibrării acestei situații de tremur tectonic în această zonă. Deci, n-aș zice că sunt elemente neapărat de confruntare. Este limpede că există niște dificultăți de abordare. Este limpede că una dintre problemele fundamentale a fost aceea. Președintele Trump cere într-adevăr sau ne cere într-adevăr nouă aliaților europeni să ne asumăm pe deplin răspunderea pentru securitatea și apărarea noastră, lucru care înseamnă, printre altele, și costurile corespunzătoare acestei situații. În condițiile în care noi, Uniunea Europeană, am devenit un concurent destul de periculos economic pentru economia americană. Deci lucrurile astea au o rațiune a lor. Sigur că unele țări îndeplinesc acea condiție. S-a căutat o soluție, probabil, când s-a stabilit 2%. Problema nu e 2%. Problema este atât cât este necesar pentru fiecare țară în parte, în funcție de situația geopolitică, în funcție de ceea ce are până acum. Până la plasă. Ar trebui să acum să explicați, dacă acceptați sugestia mea, telespectatorilor, că nu tot 2% se duce către achizițiile armatei. Că și în ultimul comunicat, în ultima precizare oficială a șefului statului român, s-a mers pe ideea aceasta, că așa cum programul de înzestrare trebuia să includă tot 2%. 2%, nu tot, dar cât din 2% se va duce spre înzestrare? N-am înțeles bine ce s-a întâmplat acolo și îmi pare teribil de rău că într-o situație excepțională noi mai avem timp pentru constatat greșeli și trimis înapoi ca ele să fie rezolvate. Angajamentul pe care ni l-am asumat în Țara Galilor a fost acela că să cheltuim cel puțin 2%. Cel puțin 2% înseamnă acel minim necesar, mediu, pentru ca alianța să ajungă la un anume nivel de capabilități. Este evident că el e diferit de la țară la țară în funcție și de situarea geopolitică, de gradul de amenințare la adresa acelei țări, pentru că apărarea unei țări este, înainte de toate, răspunderea națională. Răspunderea primordială este răspunderea națională. Mai depinde și de nivelul său de înzestrare la acel moment. Depinde de programele în curs. Deci, din punctul ăsta de vedere, acel 2% este un minim mediu la nivelul alianței. Deci, pentru ca o țară să știe ce are de făcut, ar trebui să-și stabilească, potrivit unei analize tip carta albă, în ce situație se află, unde se află, cât are, ce trebuie, care e natura pericolului estimat cel mai grav posibil și să acționeze în consecință. Deci România, din punctul meu de vedere, nu e vorba de 2%, având în vedere că până în prezent nu s-a făcut aproape nimic în ultimii 10-15 ani în domeniul zestrării și s-a făcut foarte puțin la nivelul de pregătire a forțelor. Și mai având în vedere că trebuie să trecem la o nouă structură a forțelor și la o nouă poziționare a lor, cred că România ar avea nevoie acum, sincer vorbind, de undeva 5-6%. Nu este o cifră care să spere Grecia. În general a cheltuit 4-5-6% în ultimii 20-25 de ani pentru propria sa apărare, având în vedere relațiile cu Turcia, aliat. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să vedem, pe de-o parte, cât ar trebui să fie necesar în medie pentru o țară ca România, pentru o țară ca Polonia, pentru o țară ca Bulgaria, cele care sunt țări în prima linie, cât ar trebui să fie pentru Germania sau pentru Portugalia. Și al doilea, angajamentul din Țara Galilor, presupunea, din acești 2%, deci într-un buget care reprezintă 2% din PIB, cel puțin 20% pentru înzestrare. Deci, așa ar trebui să fie, să zicem, dacă România ar vrea să îndeplinească această obligație doar formal, să fie dată ca exemplu, uite, o țară care își îndeplinește acel minim.
și prin asta să câștige ceva credit politic și capital politic. Dacă a pornit pe acest drum, e posibil să fie o țară serioasă și cu siguranță merită să ne sacrificăm pentru astfel de program. Dar ar fi bine. Nu știu, la ora actuală, nu știu exact cât reprezintă bugetul României în termeni reali, în raport cu PIB-ul, termenilor reali. Ar trebui să fie, după datele oficiale, undeva în jur de 3,8 miliarde, să zicem, bugetul. Din aceștia, 20% ar trebui să fie pentru zestrare, pentru aceștia. Transformat în lei, la nu știu ce curs, ar trebui să înțelegem cam care ar fi banii ăștia. Ar trebui să fie lucruri foarte transparente, adică acele comunicate de factorii guvernamentali și înțeles cum ar trebui să opereze acești ani, acești bani și în acest an pentru a ajunge la un anumit nivel. Problema principală nu sunt banii și cheltuirea lor. Problema principală din această perspectivă și a prezenței președintelui Trump la Varșovia este capabilitățile apte să facă față unui nivel de pericol pe care să-l estimăm obiectiv și să ni-l asumăm că este un astfel de nivel. Nu putem să spunem că România nu este amenințată de niciun pericol militar, pentru că suntem legați de articolul 5. Articolul 5, și președintele Trump a scos în evidență astăzi, are un caracter mutual, adică un caracter contractual. Este obligatoriu pentru a beneficia de prevederile articolului 5, trebuie să fii capabil să îndeplinești obligațiile conform articolului 5. Adică să fii credibil. Deci asta ne-a spus acolo. De asta cere acest lucru. Ei, nu știu care este situația noastră, nu am înțeles de ce, după atâta tergiversare în legătură cu lansarea unor programe necesare în funcție de aceste chestiuni, adică de riscul în spațiul aerian, riscul în spațiul maritim, riscul în spațiul terestru, riscul în spațiul cibernetic, riscul în spațiul cosmic, adică al rachetelor balistice intercontinentale sau altele, la ora actuală nu, sau până la ora actuală nu au fost lansate aceste programe. Am înțeles că anul trecut guvernul tehnocrat nu avea un mandat ferm pe această problemă. De la începutul anului nu mai există nicio motivație pentru care nu ar fi trebuit să fie lansate aceste programe dacă ele sunt conforme unei astfel de analize. Ce s-a întâmplat acum intră într-o zonă crepusculară. Nu pot să înțeleg de ce nu mergem pe ceea ce trebuie. Adică suntem într-o situație de urgență. În situațiile de urgență se procedează conform regulilor de criză, nu de stare normală. Deci, din această perspectivă, pe de o parte, angajamentul pe care ni l-am asumat și care a convins Statele Unite că suntem pe un drum bun, reprezintă, să zicem, o chestiune de succes. Avem o imagine interesantă, este o imagine dintr-un periodic american care arată că doamna Merkel se va confrunta la G20 cu două personaje imprevizibile, președintele Donald Trump și președintele Erdogan. Și președintele până cu trei personaje, da? Sau cel puțin până din schemă. Da. Aici e problema Germaniei, într-adevăr, și o anume explicație a stării dificile de tensiune între relațiile americano-germane. Germania, cel puțin cancelarul Merkel, nu a dorit să se angajeze în această direcție încă din acesta. Angajamentul acela din Țara Galilor nu prevedea de când, ci până la data de, până în anul cutare, toate statele vor face acest lucru. Asta presupunea că poate să existe o anumită ordine de urgență. Țările care sunt mai amenințate și care au capabilități mai scăzute ar fi trebuit să înceapă imediat. Țările care se simt mai puțin amenințate datorită dislocării geografice, cum dau mereu exemplu Portugalia, sau care au capabilități de un nivel înalt, ca Marea Britanie, spre exemplu, nu au de ce să-și facă probleme anul ăsta sau anul viitor. Germania este undeva între aceste două situații. Pe de o parte, nu este chiar în linia întâi, deci nu simte o amenințare directă. Din potrivă, ar putea spune că, având în vedere relațiile economice, simte o amenințare ceva mai mică din partea acestui aspect al posibilei agresiuni rusești, care este generată, sau teama de această este generată de factori obiective ai înarmării Rusiei și ai pregătirii Rusiei pentru război. Pe de altă parte, starea armatei germane în raport cu standardele la care și Germania s-a angajat din cadrul NATO, potrivit analizelor germane, este îngrijorătoare. Deci acum un an se vorbea de
undeva 35-40% nivelul capabilităților militare în raport cu nivelul standard, deci cel cerut și cel angajat. Adică din 100 de tancuri, numai 38 de tancuri erau gata de a pleca la misiune. Din 100 de avioane, numai 35 de avioane erau gata de misiune sau atâta încadrate în escadrile sau în unitățile corespunzătoare de luptă. Deci există în Germania o anumită rămânere în urmă în legătură cu nivelul capabilităților raportat la nivelul de pericol și la angajamentele asumate. Problema este că Germania, deși nu se află în prima linie, are totuși angajamente și obligații unor angajamente majore pentru securizarea apărării pe frontiera estică. Ia, Germania și le-a asumat acum în legătură cu țările baltice. Avem un lucru incredibil. Cu precizarea, și o să vedeți în partea a treia a emisiunii detalii interesante, că totuși Germania nu a trimis în Lituania decât 400 de militari cu blindate, dar doar 400. Am înțeles, dar zic, iată, faptul că sunt militari germani, cifra aceasta, mai mare sau mai mică, poate că va ajunge până la urmă la nivelul unei unități de luptă, să zicem numai germană, de 1200 de oameni, era incredibil și cred că n-a fost luat în calcul de planificatorii de la Moscova. Părea incredibil ca nazismul să revină, zic nazismul, din perspectiva rusă, să revină pe teritoriul sfânt al Uniunii Sovietice. Deci asta a fost în general propaganda rusă, că tot ce se întâmplă încoace este datorită fascismului și iată, asocierea Germaniei cu fascismul imediat. Asta este o problemă, al doilea război mondial nu s-a terminat. Domnul general, adică, numai o clipă, vreau să spun, de ce zic, nu s-a terminat în sensul că fascismul a plătit, Germania a plătit pentru greșelile sale. Comunismul bolșevic, sovietic, stalinist n-a plătit și acum se răzbună pe noi. Asta este problema noastră și asta mi s-a părut că găsim rădăcinile ideologice al unei astfel de acțiuni în cuvântarea președintelui Trump. Scuzați. Domnul general, dumneavoastră ați fost profesor la Garmisch-Partenkirchen, la Colegiul Internațional de Studii de Securitate. Acolo, înaintea dumneavoastră, am fost cursant la același colegiu. Din experiența mea, stând de vorbă cu ofițeri germani, umblând prin Germania datorită colegiului și vizitelor organizate, da, ofițerii germani tineri sunt foarte hotărâți să stăpânească tehnica de luptă, dar în discuțiile particulare își doresc două lucruri. Să nu aibă trupe străine, a se citi americane pe teritoriul lor și să revină, asta le aparține declarații în cadrul organizat, și să revină la o perioadă în care totuși Germania să-și păstreze statura de stat pivot în Europa de azi. Am avut și sentimente mai diferite sau mai nuanțate. Poate că există în rândul populației germane o anumită frustrare în legătură cu încă prezența unor trupe străine pe teritoriul său. Poate. Mi-amintesc de scrisoarea premierului britanic și a președintelui francez către Gorbaciov, care îi solicita în 1989, în toamna, să mențină trupele sovietice în Germania de Est, pentru că situația încă nu s-a rezolvat la nivelul așteptărilor. Deci, din punctul ăsta de vedere, mai sunt reziduarele războiului. Vă garantez însă că populația Germaniei, inclusiv militarii germani, cred că armata germană este una dintre cele mai civice armate, cele mai legate de popor din Europa. A fost un efort extraordinar pentru că armata să fie civică, să fie a poporului. Deci un efort major, politic, inclusiv civic. Regula că da. Pe timpul prezenței da. În unitate n-au voie să discute de politică. În schimb, dar, au voie dar să când ajung acasă, își dau jos uniforma, coboară la bloc da. Și devin parte a unei celule de partid în partidul da, pe care îl aleg. Am trăit într-o localitate mică în care, așa cum spunea un viceprimar de acolo, bugetul localității depindea undeva în jur de 35-40% de prezența americană acolo. S-a zvonit la un moment dat că americanii o să plece. A fost o stare de neliniște teribilă în rândul populației, exprimată și de oficialități, pentru că, dincolo de orice reticență, prezența americană acolo însemna bunăstarea economică a acelei localități. Și sentimentul acesta al bunăstării bătea repede de tot reticențele istorice. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu prea cred că militarii germani ar dori să-i vadă pe americani plecând de acolo. Dar aș face un apel la militarii germani și la politicieni germani să ne înțeleagă
mai bine pe noi acum după experiența lor istorică. Acum e nevoie ca militarii americani de acolo, deci escadrilele americane din Germania, poate și niște unități de rachete antiaeriene, poate și alte categorii de forțe, puține câte au mai rămas germane acolo, ar putea să fie relocate temporar aici, în Europa de Est, într-o țară care întâmpină la ora actuală dificultăți în a-și găsi capacitatea de refacere a apărării naționale, mă refer în România. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt convins că unul din motivele pentru care nu prea se acționează în această direcție este și reticența rezidenților de acolo, din Italia sau din Germania, vis-a-vis de posibila plecare a americanilor. Venirea lor aici ar fi la ora actuală principala formă de a manifesta hotărârea cu privire la descurajare. Deci abia atunci am putea, cred, și noi să înțelegem că la un astfel de efort și sacrificiu major pe care Statele Unite l-ar face și Germania sau Italia l-ar face pentru noi, ar trebui să ne punem pe drum, adică să ne asumăm cu tărie apărarea teritoriului României, apărarea populației României, apărarea valorilor noastre înainte de orice ajutor și înainte de orice altă chestiune cu privire la înjestare. Și eu trebuie să apăr aici programul 6 TV, așa că vom trece la pauza publicitară. Continuăm emisiunea Ziua Z. Avem șansa unui invitat de excepție, domnul general rezervă Constantin Deceratu. Știm că foarte mulți telespectatori se uită la această emisiune și pe marginea temei Trump între Merkel și Putin, în partea a doua discutăm despre relația Trump și Putin. Iată pe ecran, cu sprijinul colegilor din regie, o imagine sugestivă. Pe acest fond vă reamintesc, domnule general, că pentru prima dată la Varșovia, în prezența președintului Poloniei, la conferința de presă, Trump a recunoscut la o întrebare adresată de una dintre jurnaliste că Rusia a fost implicată în alegerile din SUA și a dat vina pe președintele Obama, care din luna august anului trecut știa de această acțiune, dar nu a acționat pentru că spera să câștige Hillary Clinton. Aceasta este precizarea președintelui Donald Trump. A mai făcut mențiunea că are bănuială că și alte țări s-au amestecat sub o formă sau alta în alegerile americane. Această alegere a locului, Varșovia, și a momentului înaintea reunirii la G20, unde se va întâlni sub o formă sau alta cu președintele Vladimir Putin, cum o comentați? Am să regânte de poza aceea dinainte în care doamna Merkel ar trebui să se confrunte cu trei personalități majore, cu trei, Trump, am vorbit ceva despre dânsul, Putin și Erdogan, deci cei trei președinți. Și pare într-adevăr o chestiune interesantă, doamna Merkel, cancelarul de fier al Germaniei, iată o femeie obligată să dea piept cu uraganul în această situație. Faptul că reuniunea de mâine, cea precedată, care a fost precedată de prezența azi la Varșovia a președintelui Trump, are loc în Hamburg, nu pare să fie deloc lipsit de semnificație, așa cum prezența la Varșovia nu este lipsită de semnificație. Hamburgul este un simbol al unui tip de libertate nordică, hanseatică, a libertății de acțiune, a libertății de gândire, a libertății economice. Acțiunea ca atare are loc într-o zonă destul de stânga, cam îmbibată de stânga în Hamburg și lucrurile vor fi destul de complicate. Primirea președintelui Trump la Varșovia este una superbă. În Hamburg s-ar putea să fie mai multă ostilitate decât cea manifestată. Au fost deja difuzate imagini privind distrugerea unor mașini. Da. Orice caz, nu știu cum ar fi primit Putin acolo, dar Erdogan ar fi primit cam la fel, adică cu ostilitate clară, având în vedere tipul de relații în ultimul timp între Turcia și Germania. Președintele Putin a mai fost la Hamburg de mai multe ori. A fost și când era primar adjunct în Sankt Petersburg. A fost acolo și se prefăcea că nu știe limba germană. La o reuniune întreagă, face totul cu translații, la urmă îi cere în limbă, într-o perfectă limbă germană, îi cere interlocutorului să-i dea un document.
Al dat a părăsit acolo o conferință în care vorbea unul din președinții, unul din liderii din statelor baltice. Deci are o anumită legătură, nu chiar frumoasă, cu această zonă. Mă refer ca amintirea populației de acolo sau a personalităților de acolo. Se duce pe un teren dificil președintele Federației Ruse acolo. Pe de altă parte, întâlnirea lor ca atare, a celor doi președinți, mult așteptată, mult discutată, creează deja niște emoții în rândul, eu cumva ca la un, aproape ca la un meci. Este privită pe plan internațional ca o competiție sportivă. Purtătorul de cuvânt de la Kremlin, de Dmitri Peskov, asta în sprijinul ideii dumneavoastră, declara astăzi, cu puține ore înainte de a realiza noi această emisiune în direct, că este trist că totuși actuala relaționare reală dintre SUA și Statele Unite, dintre SUA și Rusia, nu este una pe măsura așteptărilor Moscovei. Era un semnal că până și președintele Putin privește cu oarecare reticență, chiar fără așteptări, această întâlnire, care nu știm cum va avea loc, pe hol, cum a fost cu Obama ultima dată, într-un cadru special. E ceva ciudat vis-a-vis de această anunțată întâlnire. Este pentru că, pe de o parte, așa cum spuneam, scena se setează pentru cei care urmăresc evenimentele ca un fel de confruntare între doi mascule alfa. Și acum fiecare încearcă să se impună. Unul care are o experiență îndelungată în acest domeniu, și mă refer la Putin, și unul nou venit în această competiție. E clar că președintele Trump venea, înainte de această chestiune, cu un mare handicap. Acela al faptului că, într-un fel sau în altul, o anumită interferență în politica americană a Rusiei s-a produs. Faptul că este recunoscută într-un fel sau comentată în alt fel deja a creat niște probleme. Deci adevărata operațiune anti-americană a Rusiei este cea care se desfășoară acum, după alegeri. Mai degrabă mi se pare că aia a fost praf în ochi și asta pare, aceasta de discreditare a establishmentului american, ambelor tabere, a președintelui Obama, că pe timpul lui s-a putut produce o astfel de chestiune, și a președintelui Trump, care e prezentat ca un om lipsit de experiență și a echipei lipsit de experiență și care a căzut în capcanele rușilor. Deci, din punctul ăsta de vedere, Rusia pornea cu un anume avantaj, să spunem. Ceea ce s-a întâmplat azi la Varșovia mi se pare însă radical diferit de față de așteptările Rusiei. Adică un președinte american care nu poate fi făcut, unii cam așa așteptau de la Moscova, îl face. Ca să vorbesc în limbajul de scenă de tipul acela. Un președinte... pic vă opresc pentru că noi dăm aceste imagini, stimați spectatori, de la CNN, deoarece semnalează și dificultățile pe care le va avea președintele Donald Trump în relația cu președintele chinez Xi Jinping. Și aici vine întrebarea mea în continuarea discuției cu dumneavoastră. Nu cumva se creează un triunghi al bermudelor Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin, în condițiile în care, iată, înaintea începerii lunii de la G20, Coreea de Nord a făcut o demonstrație de forță cu celebra rachetă și reprezentantul Statelor Unite ale Americii în Consiliul de Securitate a spus clar că Statele Unite ale Americii de data asta are pe masă toate opțiunile. Da, sigur, este o problemă importantă. Prima dată ar trebui să de văzut ce se întâmplă în relația directă între cei doi președinți acum la Hamburg. Deci, din punctul ăsta de vedere, va fi, cred că așteptările Rusiei au scăzut. Așteptările de a impune agenda și de a impune un anume trend al discuției. Știm că s-a produs o chestiune fundamentală în urmă cu ani de zile, la începutul președinției Obama, când s-au produs acea strategie a resetului, a resetării relațiilor. Știm de atunci că chiar din partea poloneză a fost un apel de tipul ăsta, reset, but don't delete memory. Nu uitați memoria. S-ar părea că într-o anumită măsură strategia Obama s-a bazat pe uitarea memoriei. E limpede că în ceea ce a spus astăzi Trump este un apel clar la memorie și la faptul că dacă ne uităm ce ni s-a întâmplat, ne pierdem viitorul. Și din punctul ăsta de vedere, cred că discuțiile vor fi de substanță. Probabil discuții de substanță între cine și cine? Între Trump și Putin. Vor fi discuții de substanță clare, dar care nu vor produce niciun rezultat concret, cu siguranță nu unul în favoarea Rusiei.
Adică se va tranșa ideea clară că aici e vorba de o confruntare și că nu NATO a început și că aici este doar un răspuns clar la agresiunea rusă. Numai un pic, da. Să recapitulăm principalele dosare asupra ale relației bilaterale dintre SUA și Rusia. Dosarul sirian, acolo forțele ruse și americane sunt mai aproape ca deci, oricând. În primul rând... Un moment, eu le spun și după ce le comentați. Apoi este vorba de dosarul terorist, unde Rusia spera să obțină vis-a-vis de statul islamic o cooperare 100% și lucrurile s-au mai diminuat. Este acest dosar nord-corean care devine extrem de important, poate că nu întâmplător Coreea de Nord a trasat acea rachetă înainte de G20, este Ucraina, de care a vorbit foarte temerar la Varșovia președintele Trump, și rămâne apărarea fermă prin aplicarea articolului 5 a flancului estic al NATO, a graniței estice a NATO. Am folosit expresia secretarului general NATO, el a zis. Cu siguranță greșise și se raporta la propaganda rusă din greșeală. Pentru că ar trebui definit flanc și nu este. Nu este prin definiție. Știu ca urmare. Punctul dumneavoastră nu de vedere și respect. Nu e vorba de punct de vedere, este vorba de o realitate. Asta e diferența fundamentală între abordarea poloneză și abordarea românească. Abordarea poloneză spune apărarea frontierei, construcția unui dispozitiv de apărare a frontierei, care înseamnă forțe militare corespunzătoare gradului de pericol. Abordarea românească de tip flanc înseamnă asigurarea unei porțiuni. Deci nu este pericol, ci doar trebuie să-l asigurăm. Ca urmare, nu prea trebuie să avem forțe armate. Lasă că vin alții, îl asigurăm prin exerciții. Deci asta e abordare. Deci, din punctul ăsta de vedere, să nu ne supărăm că Polonia este în centrul preocupărilor, pentru că are o abordare corectă. Apărarea unei frontiere. În timp ce noi ne dăm după corcoduș. Când vorbim despre un flanc estic. Este introdus de o companie americană în jocul ăsta, nu e nicio problemă. Și este introdus cu inteligență această formă de dezinformare. Dar problema este când ieșim noi din ea, când ne trezim, noi România. Dar hai să vedem ce ar putea să fie pe agenda acelor discuții. Ar trebui să fie și probabil că, chiar dacă nu se va vorbi mult, lucrurile vor fi tranșate aici. Deci președintele Trump va stabili clar că ceea ce se întâmplă aici este o formă clară de agresiunea Rusiei, vorbind de subminarea Ucrainei, de subversiunea din Ucraina, pentru că Rusia a încălcat clar tratatele internaționale. A schimbat prin forță frontiere. A ucis 10.000 de oameni în estul Ucrainei. Un moment, știți ce au spus cei de la CNN și continuați dumneavoastră? Au spus un lucru clar. Rușii nu trebuie să-și facă nicio iluzie. Atâta timp când mențin ocupată Crimea, vor fi menținute sancțiunile economice americane. Da, deci din punctul ăsta de vedere că președintele va fi foarte clar. Dorim să avem relații bune cu Rusia, dorim să reluăm dialogul, putem să fim prieteni, dar asta este linia roșie. Ați încălcat legea internațională, ați atentat la sistemul de securitate convenit. În momentul în care Rusia reproșează unor țări că au intrat în NATO și o amenință, face o acțiune duplicitară extraordinar de urâtă. Pentru că noi, când am intrat în NATO, am intrat în considerarea faptului că NATO și Rusia erau parteneri. La data aceea, în 1997, când am început, când am vrut noi să intrăm în NATO, Rusia era partener. Deci n-am avut nicio intenție agresivă la adresa Rusiei. Nu înțeleg de ce Ucraina ar săvârși un act de agresiune la adresa Rusiei intrând în NATO, pentru că Rusia era partener cu NATO. Deci să-ți definim totuși termenii. Deci asta este duplicitatea limbajului rusesc. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că începe o perioadă mai sumbră pentru președintele Putin. Din această perspectivă. Și probabil că va încerca să mute discuția, da, într-adevăr, da, dar trebuie să cooperăm pe terorist, ca alminte, uite ce pățiți voi europenii, sau ce pățesc europenii din cauza că nu cooperăm bine pe terorist. Și probabil că diversiunea nord-coreană are același scop. Acela de a atrage Statele Unite în altă zonă. Da, într-adevăr, Coreea de Nord și Marea Chinei de Sud sunt pe agenda lui Trump niște două lucruri care ard. Faptul că a venit la Varșovia și a reușit să ne spună exact ceea ce gândește este extraordinar de important și cred că această încercare a Rusiei de a deturna atenția pe alte zone, la fel de importante și destul de periculoase cum e situația din Siria, nu va avea efectul scontat de Moscova. Adică eu cred că este un moment decisiv în
construcția descurajării, adică începutul sfârșitului pentru politica agresivă a Rusiei. Pentru că Rusia va fi obligată ori să facă ceva iresponsabil complet, ori să înceapă să înțeleagă că a trecut vremea Putin, epoca Putin, care mai aducea astfel de ciupiri teritoriale bucățică cu bucățică până la refacerea acelui stat terorist numit Uniunea Sovietică. Aceste imagini preluate de la CNN, și ele n-au nici 24 de ore, merg pe un tip de discurs, domnule general, care arată că s-a schimbat relația și dintre președintele Donald Trump și Xi Jinping. Pentru că Xi Jinping nu s-a ținut de cuvânt, n-a rezolvat problema Coreei de Nord, zic jurnaliștii de peste ocean. Nu cred că președintele Trump și echipa lui au pus foarte mare preț pe o astfel de soluție. Au luat în calcul, au făcut toate demersurile. Sunt un pic într-o anumită dificultate pentru că acea încordare a mușchilor care a însemnat prin deplasarea unor forțe importante în apropierea Coreei, înțelegând o formă de descurajare și de a-l determina pe individul acela ieșit din minți să revină la o formă rațională de acțiune, nu și-a produs efectul. Asta înseamnă o anumită înfrângere a poliției americane, pentru că e chestiunea aia cu linia roșie. Dacă ai trasat o linie roșie și cineva o încalcă și n-a reacționat, pierzi din credibilitate. Deci Statele Unite sunt într-o situație dificilă mai aici. Mai mult, ca să susțin ideea dumneavoastră, de data asta Donald Trump n-a vorbit la conferința de presă comună cu președintele Poloniei de o linie roșie, dar a spus așa: nu vreau să fixez termene apropo de Coreea de Nord. Termene comparabile ca țintă cu linia roșie. Nu, este clar că imediat după acea înțelegere americano-chineză în legătură cu Coreea de Nord, dacă într-adevăr doriți să nu existe prezența americană semnificativă în Coreea de Sud și să nu se înarmeze zona, să înarmeze nuclear zona, atunci trebuie să vă exercitați toate formele de influență pentru a reduce riscul unui accident nuclear în această zonă datorită faptului că e acolo un lider ieșit care nu e în toate mințile. Deci din punctul ăsta de vedere însă s-a produs altceva, o anumită aliniere a eforturilor Rusiei și Chinei, care au amenințat că nu vor suporta sau nu vor accepta nicio prezență americană sau intervenție americană acolo. Din punctul ăsta de vedere, este o situație dificilă la care Statele Unite, Donald Trump, trebuie să găsească un anume tip de răspuns. Cred că răspunsul este fermitatea aici în Est, pentru că acest tip de acțiune, Rusia și China nu pot fi fundamental aliați până la capăt. În mod cer, nu, este o relație asimetrică. Rusia este conștientă că, în perspectivă istorică, China va domina Siberia. Deci, din punctul ăsta de vedere, lucrurile par destul de clare și preocupante pentru Rusia. Deci, din acest punct de vedere, pe agendă va fi, într-o formă sau alta, problema frontierei estice a NATO și a Uniunii Europene, adică avertisment clar către Rusia că nu se acceptă încălcarea dreptului internațional și a drepturilor popoarelor la libertate, iar una din libertăți este libertatea de a alege alianța în care dorești, dacă aceasta e conformă cu Carta ONU. Al doilea, cu siguranță, va fi Siria, unde, într-adevăr, sunt ciocniri apropiate de producerea unor incidente majore între cele două forțe. Niciuna dintre cele două țări nu ar dori între forța expedițională rusă și forța expedițională americană. Da. Este clar că acolo, deocamdată, avantajul este clar de partea Rusiei. Cele două inițiative americane, să zicem, acea lovitură selectivă, punctuală, chirurgicală asupra unei instalații de pe un anume aeroport, baza aeriană siriană, unde erau și forțe rusești, dar care au avut un efect punctual cert și a fost justificat pe un lucru de care e greu să te debarasezi, cum ar fi Rusia, și doborârea acelui avion sirian într-o zonă de acțiune dincolo de acțiunile împotriva terorismului, sunt semnale clare că Statele Unite încearcă să găsească instrumente de a aduce Rusia în limitele unui comportament mai rațional și mai limitat acolo în Siria. Nefericirea acolo nu este soluție. Vedeți, discursul din Polonia al președintelui Donald Trump, comparabil cu discursul lui Ronald Reagan cu anii în urmă la Berlin, nu are totuși de partea cealaltă același interlocutor. Ronald Reagan s-a adresat lui Mihail Gorbaciov,
care voia perestroica, restructurarea Uniunii Sovietice. Aici este vorba de mesaje clare, indirecte pentru un Putin care vrea restaurarea Uniunii Sovietice. Da, e limpede că nu ne aflăm în același moment istoric și mai sunt o diferență majoră. Atunci era o confruntare majoră care umbrea orice altă confruntare. Nu înseamnă că nu era stare de tensiune în Orientul Apropiat, nu era sursă de terorism. Orientul Apropiat a fost, de până 1967-68, o sursă majoră de terorism radical-islamist la adresa Europei. În mare parte, generat tehnic de către serviciile secrete rusești, sovietice, de atunci, nu niciun dubiu. Deci, la baza terorismului palestinian a stat clar KGB-ul și GRU. Lucrurile au fost clare. În mare măsură, islamismul radical de acum își are sorgintea în socialismul arab. Ideologia socialistă arabă promovată tot de Rusia, deci în mare măsură. Deci situația din Siria este complicată acum și umbrește, este complicată, deci poate duce la o ciocnire acolo. Asta e diferența. Atunci era clar, rezolvarea acelei confruntări majore pentru acel moment istoric însemna acțiunea unei părți sau altei părți. Acum lumea, centrele de conflict s-au multiplicat, gravitatea conflictului în centrele de conflict multiplicate a crescut, oricare dintre ele poate să fie, să inflameze planeta. Deci și conflictul din Siria ar putea duce la o inflamație planetară, un incendiu planetar, și conflictul în legătură cu Coreea de Nord, și conflictul din Marea Chinei de Sud, dar și conflictul mocnit din zona Oceanului Arctic. Deci, din punctul ăsta de vedere, e extrem de greu, pentru că în toate aceste puncte, administrația Obama, cei 8 ani de administrație Obama, au lăsat dosare extrem de încărcate, practic fără soluții pe termen scurt. Dacă am înțeles bine din tot ce am discutat până acum, domnule Jean de Geratu, spre surpriza noastră plăcută, Donald Trump a venit cu temele făcute în Europa. Întâi la Varșovia, îl vom vedea la Hamburg. Vom avea prilejul să-l vedem pe 14 iulie la Paris. A acceptat invitația președintelui Macron să fie la Arcul de Triumf și să admire parada militarilor francezi. Însă, pe de altă parte, și Vladimir Putin este un om cu o mare experiență și există comentatori americani care, în pofida acestei pregătiri evidente a lui Donald Trump, vizibilă pregătirea în alocuțiunea rostită la Varșovia în fața unui mulțime entuziaste, bine, au fost și voci critice care au spus că mulți de acolo au fost adus cu autobuzele din provinciile poloneze de către partidul de guvernământ, dar asta este o chestiune de politică internă. Există teama la unii chiar republicani americani că prin experiența sa Putin s-ar putea să-l surclaseze în dialog. Da, am făcut o remarcă chiar, în acest sens înainte. Chiar să urmărim câteva secunde această imagine care arată că Putin se uită cu înțelegere în timp ce Donald Trump cu optimism, unul spre altul. Nu putem ignora aspectele psihologice ale leadership-ului și ale politicii, inclusiv ale politicii internaționale. Nu putem să le ignorăm, chiar dacă ținem cont în permanență de logica relațiilor internaționale care depășește psihologia personalităților sau dincolo de personalități. Cred că administrația Trump este pe punctul de a depăși momentul de dificultate majoră cu care s-a început această articulare ca urmare a acestei subversiuni, operațiuni strategice de subversiune generată de Rusia în politica americană. Deci cred, n-are ce să obțină mai mult de la președintele Trump, pentru că deja este cunoscut. Lucrează în mare măsură cu aceleași arme cu care lucrează Putin. Succesului Putin datorează în general caracterului imprevizibil al deciziilor sale. Și al deciziilor, deci pregătind, lansând presiune pentru pregătirea în ansamblu general a oricărei tip de acțiune și decizia pentru executarea lor în momentul oportun, deci specularea unor momente. Felul de a fi al președintelui Trump, care ține mai degrabă de personalitatea lui de acum, ne arată că la acest capitol nici Trump nu va putea fi depășit.
forma sa imprevizibilă sau forma sa de acțiune imprevizibilă, care sper să fie favorabilă cauzei și intențiilor noastre și valorilor noastre, deja compensează tipul de acțiune a lui Putin. Pe de o parte. Pe de altă parte, în mare măsură, sistemul rusesc începe să simtă această oboseală a politicii Putin. Și când sistemul începe să simtă oboseală, de obicei caută soluții. E un moment extrem de periculos pentru zona noastră. Pentru că în căutarea acestor zbaterea asta pentru căutarea unor soluții, există riscul ca președintele Putin să facă mutări complet iraționale. Iraționale fiind, ele nu înseamnă că nu produc efecte, nu ar putea produce efecte groaznice, ci efecte pe care mai târziu să nu le mai poți rezolva. Mi-amintesc o insistență a anilor 90 a colegilor noștri ucrainieni, care în permanență, indiferent de ce subiect discutam, ne spuneau un lucru din senin, așa, dar înțelegeam. Că spunea totuși uneori, dictatorii, tiranii lucrează în folosul popoarelor. Adică ne spuneau cum a fost luată sudul Basarabiei. De fapt, da, era și insula Șerpilor și chestiuni de tipul ăsta. Adică în folosul lor. Adică în folosul popoarelor. Deci poporul merită. Uneori tirani, oricât de răi sunt ei, fac lucruri bune în folosul popoarelor. Și dumneavoastră cum ați reacționat? Cum trebuia să reacționăm în acea situație de atunci, adică clarificând, istoria este istorie, astea sunt lucrurile, agresiunea a fost rusă, tiranul rămâne tiran, faptele ilegale și crimele unui tiran nu pot fi justificate prin niciun aspect moral. Ei, problema de astăzi, cea teritorială, este cea care este și asta trebuie să o rezolvăm în condițiile lumii de astăzi. În condițiile în care teritoriul din sudul Basarabiei, etnic curățat de Rusia, nu mai este preponderent românesc, este extrem de dificil de rezolvat o problemă din perspectivă istorică. Deci lucrurile trebuie tratate altfel. N-ai altă soluție. Dar asta vreau să spun că, indiferent dacă sistemul din Rusia va încerca sau nu să găsească o soluție care ar putea să înseamnă și locuirea lui Putin, aia nu înseamnă că sistemul nu va încerca să profite la maximum de acțiunile lui Putin. Asta ar putea însemna, într-adevăr, și prin manevrele din toamna asta majore din zona Belarus, posibilitatea sau riscul creierii unui culoar clar, direct, dintre Rusia și coridorul polono-lituanian. Deci asta este un mare pericol. Asta înseamnă, într-adevăr, și pericol vis-a-vis de situația Estoniei, dar asta înseamnă și un pericol major vis-a-vis de încorporarea efectivă a teritoriilor românești, Basarabia, sudul și sudul Basarabiei, într-o formă politică puternică ancorată de Rusia. Adică este foarte posibil și există acest risc să vedem rachete S-300 sau S-400 în Transnistria, să vedem Iskander în Transnistria. Sunt convins că există lansatoare multiple de rachete cu bătaie lungă care pot atinge teritoriul României de acolo și sunt convins că există pregătită acțiunea pentru capturarea insulei Șerpilor și echiparea ei corespunzătoare. E un punct de vedere. Da, este un punct de vedere, sunt convins, nu doar pe baza analizei. Deci din punctul ăsta de vedere, de asta cred că este necesar ca România să treacă, să înțeleagă situația, să înțeleagă mesajul de la Varșovia și să intre în regim de urgență într-o situație corespunzătoare contracarare acestor pericole. Vom discuta despre măsurile concrete care vor fi de interes public în următoarea perioadă, după pauza publicitară. Continuăm emisiunea Ziua Z, partea a treia. Avem ca temă Trump între Merkel și Putin. Am vorbit în prima parte de relația parte
dintre președintele Statelor Unite ale Americii și cancelarul german. În partea a doua ne-am focalizat pe dificultățile previzibilului dialog anunțat, de altfel, întâlnirea de la G20, care ar urma să aibă loc între Vladimir Putin și Donald Trump. În partea a treia, pentru că trăim în România și ne interesează soarta țării noastre, ne preocupă ceea ce urmează să se întâmple, ceea ce s-a întâmplat la frontiera de vest a NATO. Avem acum o hartă pe care vă o prezentăm și dumneavoastră. Ea este preluată dintr-un filmuleț pe care o să-l vedeți și dumneavoastră, un filmuleț difuzat de NATO, bine realizat. Este vorba de cele trei țări baltice, Estonia, Letonia, Lituania și Polonia, cu grupurile lor de luptă la care participă în Polonia și o subunitate românească cu tehnică de luptă adecvată misiunilor defensive. Vorbim de poziția înaintată de apărare a NATO în aceste patru țări. Nu există poziție de apărare înaintată în România, în Bulgaria, dar o să vedem în partea a doua acestei părți, a treia a emisiunii, ce urmează să se desfășoare pe teritoriul Ungariei, României și Bulgariei cu mii de militari aliați. Domnule general, persistă această supremație oficialilor din Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, în dialogul lor cu Washingtonul, și tot timpul spun, nu uitați că noi am trăit, mai ales cei care au fost în Estonia, Letonia, Lituania, Uniunea Sovietică. Știm ce a însemnat. Nu vrem să ne întoarcem sub același gnut. Mesajul a fost bine recepționat la Washington, dar trebuie să spunem, stimați telespectatori, că este și rodul unor susținători cetățeni americani de proveniență estoniană, letonă, lituaniană. Știu, pentru că am fost la Washington DC, m-am întâlnit și la Departamentul de Stat cu asemenea susținători ai cauzei unor state mici, dar foarte mândre de istoria lor și care vor să se mențină în comunitatea euroatlantică. Iată imagini pe care le vedem acum pe ecran, care arată afluirea trupelor în această zonă, pentru că filmulețul pregătit de NATO arată că NATO este hotărât să-și pere aliații care se simt în primejdie. Vorbea domnul Jean de Gelato de viitoarele aplicații din Belarus, dar în toamnă va fi o aplicație cu peste 100.000 de militari ruși, care oficial apără Federația Rusă în acea zonă, dar care oricând se vor duce peste cele trei țări baltice, unde militarii aliați nu însumează mai mult de 4.800-5.000 de militari. Comentariul dumneavoastră. Mai întâi aș vrea să scot în evidență că am fost plăcut. Am fost bucuros, mândru de faptul că președintele Trump a menționat că la unitatea, în cadrul unității NATO dislocată în Polonia, este și o componentă românească. Deci a menționat în discurs, în cuvântarea publică. E un lucru important. Sigur că acolo, deci este, batalionul este în principal american, cu o componentă britanică și o componentă de mici dimensiuni, o companie, o baterie de tunuri antiaeriene românească. Dar e semnificativ. Deci, din acest punct de vedere, România pare hotărâtă să-și îndeplinească obligațiile conform articolului 5 și deci nu pare, este, chiar este, și este acolo. Deci ăsta este mesajul pe care îl transmite și este îndreptățită, deci, să beneficieze de același tratament în cadrul alianței. De ce este însă diferență între ceea ce se construiește în zona Mării Baltice și ceea ce se construiește în zona Mării Negre? Deci este o diferență fundamentală. Așa, dacă ai fi un analist obiectiv, neimplicat în nicio problemă, ai impresia că acolo, în cadrul unui scenariu de tip confruntare cu Rusia, pe care Rusia îl generează prin pregătirile sale în armare, modernizarea înarmării, pregătiri de nivel strategic și intenții. Intențiile care se văd, cele care se văd din punctul ăsta de vedere, deci spunând că NATO, extinderea NATO este un pericol și iar contracarează acest pericol. Țările astea s-au extins NATO într-acolo. Deci, din această perspectivă, acolo pare să fie un număr tare al apărării, deci o zonă tare a apărării, iar dincoace, mai degrabă un fel de supapă strategică. Deci, dacă este un planificator major în partea aceasta și are în vedere situația din Est și are atâtea forțe la dispoziție, atâta poate face. Acolo unde există hotărâre națională, preocupare, decizie, îndârjire în realizarea apărării, peste acel efort național, acel efort al acelor națiuni, vin forțe corespunzătoare care augmentează efortul național. În această zonă și în zona Mării Baltice,
câte state sunt în zona Mării Baltice. Marea Baltică este ceva mai micuță decât Marea Neagră, dar are, noi avem 4600 de kilometri cu linie de coastă. Linia de coastă la Marea Baltică e mai complicată, dar 8-9000 de kilometri. Sunt țări membre NATO, Polonia, Lituania, Letonia, Germania, Danemarca, două țări membre ale Uniunii Europene, Suedia, Finlanda, care se comportă ca niște țări membre NATO și, desigur, Rusia. Cu deci, două teritorii distincte, Kaliningradul și zona... Da, din... de Rusia, care are vreo, știu, nu știu cât aici, vreo 400-500 de kilometri, mai mult, vreo 800 de kilometri de litoral în zona San Petersburg și vreo 150-200 de kilometri în zona... Vreau să nu uităm că în apropiere e Germania. Atenție, comandamentul flotei baltice rusești este în Kaliningrad, nu este în Golful, în San Petersburg. Și ar mai fi o atenție, dacă mă îngăduiți, faptul că Republica Populară Chineză a anunțat că trimite o navă militară care va participa la exerciții militare bilaterale navale cu Federația Rusă în Marea Baltică. Da, poate să trimite foarte bine. China este o putere globală. Deci, din punctul ăsta de vedere, acolo este o unitate de acțiune a comunității euroatlantice. Și decizie. Autoritățile finlandeze, inclusiv serviciile de informație, au identificat pregătirea ale Rusiei pe teritoriul Finlandei în vederea unei posibile acțiuni militare ofensive. Suedia a introdus serviciu militar obligatoriu. Au înarmat insulele din zona asta. Deci, din punctul ăsta de vedere, acolo este o unitate de gândire și de acțiune cu privire la acest pericol. În zona Mării Negre, unde numărul statelor e mai mic, 6-7, este o diversitate ceva mai mare. Deci avem Rusia, odată, care este agresorul în acest caz, avem trei țări membre NATO, România, Bulgaria, Turcia, care nu formează la ora o unitate de gândire și de acțiune. Mai avem Ucraina, care este victima acestei agresiuni, și Georgia, care este victima acestei agresiuni. Abhazia, pe care Rusia o prezintă ca stat și a recunoscut-o ca stat, e partea Rusiei, de fapt, acum nu mai e partea Georgiei. E partea Rusiei, cum este și peninsula Crimea, partea Rusiei, iar Osetia de Sud... Eu mă refeream ca număr de state. Crimea, sigur că nu o să o recunoaște. Bine, dar Abhazia n-a fost recunoscută de niciun stat. Am înțeles, dar unii o numără la numărul de state de aici. Este o diversitate mare. La ora actuală, în zona noastră, nu există clar o unitate euroatlantică, unitate de gândire și de acțiune euroatlantică. Înțelegând România, Bulgaria și Turcia, plus ar trebui să fie și Ucraina. Vă întrerup un pic pentru că avem un interviu interesant a unui general american care spune că outsider forțele militare britanice ar trebui întărite, ar trebui nu reduse, ci ar trebui să aibă un număr sporit de militari. O spune unchiul Sam la adresa britanicilor. Marea Britanie și cu Statele Unite constituit un tandem care a determinat și în ultima conflagrație mondială stabilirea victoriei de partea celor care vor libertate, egalitate și dreptate. Dar un interviu difuzat de postul militar de televiziune britanic. Ei au așa ceva într-o formă adecvată, noi n-avem. Știm că Marea Britanie iese din Uniunea Europeană, ca urmare Marea Britanie va trebui să-și definească un alt gen de rol în cadrul, în ansamblu acțiunilor militare. Este limpede că va fi mai aproape de modul de acțiune al Statelor Unite decât de modul de acțiune al Uniunii Europene. Uniune care deocamdată refuză să-și asume o conduită militară comună, fermă, clară de apărare a frontierei estice. Deci, din punctul ăsta da, dar clamează o armată europeană, clamează strângerea unui fond pentru apărare. Nu, se vorbește, desigur, nu, sunt lucruri... Chiar președintele nostru a anunțat că noi vom contribui. Nu, sunt pași importanți în această direcție, dar nu sunt pași corespunzător raportat la criza actuală. În față de această criză, în mod normal, la ora actuală, ar fi trebuit clar să avem definită un spațiu unic de acțiune militară din Finlanda până la granița de est a Bulgariei. Deci ar trebui să avem Schengen, să fim în Schengen, pentru a avea o reglementare unică în această zonă, și ar trebui să avem un fel de Schengen militar pe spațiul ăsta care îl numim noi Europa Centrală și de Est, plus Finlanda și Suedia. Deci, din acest punct de vedere, așa ar trebui acționat. Ar însemna și commitmentul pentru acțiune comună a statelor membre ale Uniunii Europene în această zonă. Din păcate, nu prea avem această chestiune. Inițiativa poloneză cu cele trei mări vizează altceva. Este o inițiativă polono-croată la origine și vizează în general cooperare economică și în alte domenii. Nu prea se vorbește de o formă de cooperare militară pentru că nu vrea nimeni să duplice activitățile NATO și cele necesare ale Uniunii Europene. Stimați telespectatori, avem acum imagini difuzate de Pentagon vis-a-vis de pregătirile pentru exercițiul
tradițional anuală sabia gardianului, Saber Guardian. Până acum era obiceiul, domnule general, să participe Ucraina, România și Bulgaria. Iată că vicisitudinile istorice, agresiunea militară rusă din 2014 a determinat conectarea în acest an la Bulgaria și România a Ungariei. Inclusiv am văzut un interesant filmuleț difuzat de Ministerul Apărării din Ungaria, în care militari tineri maghiari instalau un pod peste un curs de apă. Mă întrebam unde ar fi putut să instaleze ei un pod peste un curs de apă, probabil peste Tisa, și să sperăm că nu mai acolo. Dar aceste imagini arată dislocări puternice de trupe. Și atunci întrebarea mea este, oare americanii, care sunt cei care susțin întărirea aliaților din această zonă, întâmplător ce au convins aliații ca ei să vină efective de 24-25 de mii de militari aliați în Ungaria, România și Bulgaria pe o perioadă determinată cu misiunea clară de a descuraja orice agresiune? Ce se întâmplă de fapt? Este foarte important și este bine că are loc această acțiune de mare amploare. Sigur, numărul este impresionant, nu știm exact sau nu știm public componența fiecărui contingent, deci cât sunt români, cât sunt greci, cât sunt probabil că le vor fi ulterior câți vor fi comunicate. Americani, să zicem, în această activitate. Dar ne arată aici că sunt două probleme. Una, e clar că este o diferență între modul de gândire și de exprimare de discurs public al diplomației americane, și o altă este modul de gândire și de discurs de acțiune practică a Pentagonului. Pentagonul recunoaște practic că aici e un mare pericol. Deci diplomația americană ne spune să ne vedem de lupta împotriva corupției, că totul este foarte bine. Cam asta este în general discursul diplomației americane. România are treabă să lupte împotriva corupției. Nu am văzut niciodată vreun îndemn la întărirea armatei române, la creșterea efectivelor, la întărirea apărării antiaeriene sau întăririi navale sau altcumva, ci doar cele care este un obiectiv al doamnei Nula sau al cui ori fost. Ok, care au și avut rațiunea lui și rosturile lui într-o anumită situație. Deci din acest punct de vedere, aici pare să prevaleze gândirea Pentagonului, care înțelege acest pericol și înțelege dificultățile majore. Normal, această o astfel de acțiune militară de amploare trebuie să fie România, Bulgaria, Turcia, Grecia și, desigur, Ungaria, Croația, Slovenia, Albania. Deci aceasta ar fi fost acțiunea de genul celei baltice. Deci dacă am fi gândit și acționat ca balticii și scandinavii, am fi trebuit să acționăm în felul ăsta. Atât s-a putut, probabil, articula România, Grecia și Ungaria. Sigur că trebuie să luăm în vedere ce înseamnă Ungaria ca forță militară, care este modestă. Sigur, trebuie să luăm în calcul și acolo, în Ungaria, sunt mai mulți militari americani decât în România, permanent. Trebuie să luăm teoretic în calcul... e vorba de 30-36.000 de militari maghiari în forțele armate ale Ungariei. Nu cred că operațional Ungaria poate să scoată mai mult de 5-6.000 de oameni. Eu mă refer la Bob cu Bob, da, numărat. Nu, înțeleg, nu, da. Mai mult de 5-6.000 de Ungaria. Ungaria n-a acordat aproape nicio importanță, ca și România, pregătirii forțelor sale armate. Da, domnul general, da, poate că ați uitat știrea că vor introduce trageri cu tir în licee. Da, e posibil și s-a vorbit. Așa ca sport locuri. De vineri, de joi, da. Știți? No. Să știți că acesta este pe scară largă practicat în Polonia, dar pe scară și mai largă practicat în Rusia. Se face tir în școli de la 6, 7, 8, 9 ani. Deci sunt școli în Rusia unde se îmbracă uniforma sovietică la copii, unde se fac forme de acțiune din tipul celor de-al doilea război mondial, de propagandă pentru război. Unde Putin este pe toți pereții. Deci din punctul ăsta de vedere, bate un vânt de război pe care ar trebui să-l cam simțim că e rece. Da, domnul Jean, dar Polonia și-a mărit efectivele armate și a creat structuri comparabile cu Garda Națională pe care noi nu avem. Da, a făcut lucrurile astea și am mai discutat de mai multe ori că și România ar fi trebuit să facă. Problema României la ora actuală este că nu este în acest film. Adică față de situație... filmul de la exercițiul multinațional. Nu, filmul care se derulează, filmul ăsta geopolitic care se derulează aici. Deci noi, prin autoritățile noastre, prin conducerea noastră, nu suntem în acest film. Și nici prin armata noastră, din păcate. De ce? Pentru că dacă am fi fost în acest film, începând din 2014, treceam la o altă stare de organizare, de înzestrare, de instruire și, evident, de o acoperire doctrinară a lor. La o altă stare. Noi suntem ca înainte de 2014. Adică aceeași structură a forțelor armate, terestră, aeriană și navală,
aceeași înregistrare, doar scăzută, adăugând cele 6, 9 sau 12 avioane, să zicem că ar fi un lucru pozitiv, și într-o situație completă de diminuare ca rezervelor acestei resurse. Deci, din punctul ăsta de vedere, normal, România ar fi trebuit să treacă la o organizare corespunzătoare nevoii de apărare a teritoriului, care impune comandamente de corp de armată, care impune un comandament de o armată operațional care se detașeze de statul major al forțelor terestre pentru că trebuie să facă operațiune întrunită. Un fel de CJTF românesc ar fi trebuit să existe aici pentru teritoriul României, având în vedere o posibilă, ca în Polonia, agresiune militară, într-o formă destul de complexă, care să acopere și teritoriul. Deci trebuia să fie lucrul ăsta. Cu siguranță, la ora actuală, trebuia să avem apărarea spațiului aerian în condițiile în care s-a făcut acest acces în spațiul aerian prin umbrela pe care o proiectează asupra noastră rachetele S-300, S-400 și Bastion în spațiul maritim, în zona asta. Deci ar fi trebuit să avem aici cele 3 escadrile ale NATO. Asta ar fi semnat Smart Defense. Dar defense... că avem cele 4 avioane Typhoon ale forțelor aeriene britanice, care asigură până în august securitatea spațiului aerian român. Este poliția aeriană și trebuie să le mulțumim britanicilor care participă la poliția aeriană. Le-am mulțumit șeful statului major general Armatei României, generalul Ciucă, când l-a primit pe loc titlul structurii respective. Apropo de diferență, în Polonia, când au venit militari americani și la instrucție și la dislocare, au fost primiți la nivel înalt de autoritățile poloneze, și autorități locale și autorități centrale. Au fost primiți de populație, au fost presa întreagă a fost plină de aceste imagini, deci o speranță se împlinea. Când au venit pentru prima dată militari americani în formă serioasă în ianuarie-februarie anul acesta, știți cum i-am primit. I-am primit cu confruntările dintre noi pe tema corupției. Da, și-au venit pe timp de noapte cu autobuze, tocmai pentru a nu mai vin acum, vin chinuiți din Grecia pe drumurile astea, n-avem reglementări corespunzătoare, nu avem infrastructură corespunzătoare. Ei nu vin chinuiți, spre deosebire de mulți politicieni, au capul pe umeri și sunt bine antrenați. Mulți politicieni români. Înseamnă pe drumurile noastre, pentru că nici măcar organizarea asta nu o facem corespunzător. Stimați spectatori, veți vedea în minutele următoare, nu multe, două minute, imagine excelentă realizată de o televiziune mioritică din Făgăraș despre prezența aliaților, inclusiv a militarilor români, la Cincu, unde se va desfășura o parte a exercițiilor incluse în Saber Guardian, în Sabia Guardianului 2017. Sunt imagini în care se vede clar ce profesioniști militari avem și să știți că avem o armată puternică. Dacă ar fi respectată și bine dotată, nici n-ar trebui să ne uităm spre Moscova decât cu înțelegere. Ar trebui, într-adevăr, însă, în situația în care suntem, să înțelegem că măsurile despre care vorbeam, cele de organizare a forțelor armate, reorganizarea lor potrivit gradului de pericol. Așa se face de vreo 2000 de ani, deci nu este o noutate. De organizarea apărării teritoriale inclusiv prin gărzi naționale, de înzestrare, de dislocare a celor forțe ale NATO care nu-și mai au rostul la ora actuală pe misiuni acolo, ci trebuie să fie aici pe misiuni de descurajare și care ar putea să reprezinte forma ulterioară de transfer către armata română și cumpărare în termen lung, pentru că a cumpăra acum avioane pe care să le comanzi acum înseamnă 5 ani până ai următoarea escadrilă. Că asta e de vreo 7 ani de când tot încercăm să o avem. Deci ar trebui o formă, ar trebui să avem însă o guvernare corespunzătoare a acestui nivel de pericol. Deci un parlament care să fi înțeles pericolul, să îl asume, să procedeze corespunzător dreptului intern și internațional, adică să dea avertizmente Rusiei, să sezeze Consiliul de Securitate, să sezeze NATO, să sezeze OSCE în legătură cu amenințările rusești și mai departe un guvern, măcar ca un guvern stabil, care să fie din când în când orientat și spre această problemă. Ar trebui să avem comandantul forțelor armate, președintele României, în poligon la Cincu, măcar o dată pe lună. Ați mai spus-o și nu s-a dus. În poligon la Smârdan, în poligon la Babadag, sau la Capul Midia. Ar trebui să fie prim-ministru, oricare ar fi acela, la Cincu, la Babadag, la Smârdan. A spus-o și l-au schimbat. Da, înțeles. Ar trebui să fie. Deci, din punctul ăsta de vedere, așa ar însemna că... Domnul general, nu le pasă. Domnule, nu știu dacă nu le pasă. Probabil că, odată, nu se asumă pericolul. De aici pleacă problema și avem alte treabă. Dar dumneavoastră, când discutați despre un terț, un om, nu contează, îl judecați după fapte? Nu, eu cred că asta ne-a spus președintele Trump la Varșovia. Ne-a spus că asta trebuie să facă românii. Adică și președintele României, și Parlamentul României, și primul ministru,
Eu avem un prim-ministru nou, îl știu ca un om pragmatic, secundă, îl știu ca un om curajos, avem îl știu ca un om care caută să rezolve soluții. Iată sigla exercițiului Sabia Gardianului, care se va desfășura, după cum vedeți, stimați telespectatori, pe teritoriul Ungariei, stat membru NATO, stat membru al Uniunii Europene, României, stat membru NATO, stat membru al Uniunii Europene și Bulgariei, stat membru NATO, stat membru al Uniunii Europene. Am menționat chestiunea aceasta pentru că din cele trei țări o voce clară pro-America există doar în România. Nu e tot de vorba voce. Vocea este una, faptele trebuie să fie fapte, pentru că problema noastră este să înțelegem clar că dacă este un pericol, dacă nu este pericol, atunci discuțiile toate sunt degeaba. Și atunci înseamnă că noi doar îi zgândărim pe ruși, îi provocăm pe ruși dacă facem lucrurile astea, nu? Deci dacă nu e pericol. Domnul Jean, cunosc un personaj care zicea nu mai băgați bățul prin gard. Am înțeles. Și nu mă interesează personajul respectiv cât mentalitatea. Adică ce, continuăm să fim defensivi? Deci trebuie să ne asumăm. Este acest pericol. Nu l-am generat noi. Vine. Pericolul ăsta cu cele trei, tridentul ăsta care vine. Deci terorismul jihadist islamic, puhoiul ăsta migraționist care este o formă de agresiune și agresiunea rusă care este o formă de agresiune vizibilă în plan militar, dar invizibilă în toate celelalte, economic, politic, cultural, social, cibernetic și de altă natură, toate lucrurile astea. Astea sunt și sunt pentru generația noastră de acum și trebuie să le rezolvăm noi cei de acum, nu Burebista, nu Decebal, nu președintele Trump. Deci astea sunt ale noastre acum. Trebuie asumate, dar și societatea românească trebuie să înțeleagă că asta este problema principală a României acum. Am auzit și, uitați, o să critic un personaj, pe domnul Cristoiu, care a făcut o afirmație aberantă într-o zi, zicând că și acest prim-ministru este un instrument al unora ca degeratul Chifu și alte pentru cumpărarea de armament și altcumva. Ei, iată, asta e propagandă rusească. Ideea că toate aceste dezbateri... O propagandă involuntară. Din păcate, Ion Cristoiu este un publicist remarcabil, dar are momente în care... Din păcate, acest nivel de naivitate speculată în favoarea Rusiei, care spun că orice dezbatere pe această temă este o doar propaganda ca să cumpărăm armament. Nici măcar nu mai avem de unde cumpăra armament și nu mai avem timp de cumpărat armament vis-a-vis de acest pericol. Dacă nu este acest pericol, atunci întreaga această activitate pe care o desfășurăm este degeaba. Ori mi-e greu să cred că atâtea țări se înșeală și numai noi avem dreptate, nu e niciun pericol. Numai noi mă refer la cei care propagă astfel de idei. Este un astfel de pericol. Asta e situația, revine acestei generații să-și facă datoria cum și-au făcut-o și polonezii aceia pe care i-a evocat astăzi președintele Trump și românii care au luptat în primul război mondial, pentru că suntem într-un an în care nu avem prea mult ce sărbători. Acele victorii de la Mărășești și Oituz le sărbătorim în contextul în care România s-a prăbușit atunci. Dacă nu era acea intervenție americană în Europa, situația României ar fi fost cu totul alta, mult mai tragică din punctul ăsta de vedere. Deci trebuie să înțelegem aceste lucruri ale istoriei și să ne facem datoria acum cu aceste resurse. Vă garantez că nici Ștefan cel Mare, nici Mihai Viteazu, nici România în primul sau în doilea război mondial nu aveau mai mulți bani și nu puteau să depășească 3%. Aici este o problemă. Nu suntem într-o stare de normalitate. Într-o stare de normalitate putem să ne certăm pe probleme interne, pe cine a scris, cine n-a scris, cine e prim-ministru, ce rude are sau altcumva. Acum avem ceva de făcut. Este un guvern nou, acest guvern ar trebui într-adevăr sau trebuie să facă acest lucru. O evaluare drastică, dramatică a situației apărării, nu făcută de ministrul apărării. Pentru că nu poate fi decât politizată. Una făcută de experți obiectivi. Și măsuri imediate vis-a-vis de asta. Dacă mai stăm să refacem planul ca să facem niște acțiuni în anul 2070, că eu am cartea de identitate până în 2070 valabilă, cred că nu o să apuc să le văd atunci să facem o emisiune pe această temă. Mai avem 90 de secunde. Eu vă contrazic totuși. Trăim într-o stare de normalitate. Da. Avem o vară caldă la fel ca vara anului 1940. 60 de secunde mai aveți la dispoziție pentru a trage o concluzie vis-a-vis de Trump între Merkel și Putin. Trump nu este între Merkel și Putin, este împreună cu Merkel avertizându-l pe Putin să înceteze cu această politică irațională. Rusia ar trebui într-adevăr să înțeleagă că pe toți ne paște
să ne pască aceleași pericole majore, care la ora actuală nu sunt cele legate de până unde se întinde granița Rusiei sau nu. Rusia ar trebui să înțeleagă că e suficient spațiu acolo unde este și să-și rezolve problemele interne, pentru că problema este de bunăstare și de securitate pentru toți, așa cum e lozinca de campanie a doamnei Merkel. Mulțumesc frumos domnului general în rezervă, dr. Constantin Degeratu, pentru această prezență electrizantă la Ziua Z, și vă invit pe dumneavoastră duminică la ora 20:30 la 6 TV să urmăriți emisiunea Valori Euroatlantice, unde va fi o radiografie la sânge a programelor de modernizare a armatei și o să vedeți în prezența a doi specialiști recunoscuți în domeniul înzestrării armatei câtă demagogie și câte lucruri care ar putea fi schimbate în bine sunt în programele de înzestrare ale Oștirii Române. Oștirea Română rămânând cenușăreasa societății românești. Bună seara!